Bună seara, domnule Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat. Bună seara, domnule Gâdea, mulțumesc pentru ocazia de a intra în emisiunea dumneavoastră. Bună seara, domnului Robert Neguiță. Bună seara, domnule Romașcanu. Aș avea câteva cuvinte a vă spune, pentru că sunt mai multe chestiuni pe care domnul Robert Neguiță le-a spus și nu pot rămâne fără o replică. Va fi o replică scurtă și elegantă, dar va fi totuși o replică. Pentru că vorbeam despre domnul primar Neguiță și PSD. Nu putea fi membru USL pentru că USL-ul nu avea membri la vremea respectivă. Deci Partidul Social Democrat a fost în spatele domnului Neguiță și în 2012 și în 2016. Iarăși e foarte greu de înțeles de ce aceste atacuri la doamna Firea, când tot traseul de ultimii 4 ani, domnul Neguiță l-a avut împreună cu doamna Firea și nu uităm toate demersurile pe care le-au făcut și în fața guvernului și în fața autorităților pentru mai binele Bucureștiului și firește al sectoarelor. Iarăși se, cum să spun eu, individualizează domnul Neguiță ca singurul primar de sector care are mesaje atât de critice la adresa primarului Firea, în contextul în care mai avem încă 5 primari PSD care nu au ieșit cu asemenea declarații, care fac ca declarațiile domnului Neguiță să aibă totuși o umbră de controversă. În același timp mai există și o chestiune extrem de importantă. Domnul Neguiță a lansat astăzi un partid. Sigur, nu este un atac la persoană sub nicio formă, dar în momentul în care te afișezi și ești lângă un partid, într-un alt partid decât cel pe listele căruia ai candidat, e firesc să-ți pierzi mandatul de primar. Este natural să existe o decizie în acest sens a prefectului, dar până atunci, domnul Neguiță, dacă a decis un alt drum politic, mi se pare natural să-și dea demisia din Partidul Social Democrat, față de care are atâtea cuvinte de reproș, și să pornească această reconstrucție și o nouă candidatură de pe o altă platformă politică din afara Partidului Social Democrat și, firește, din afara primăriei, ca așa spune legea. Legat de chestiunile concrete pe care le-a adresat ca și critică la doamna Firea, transportul, de exemplu. Suntem împreună cu toții cei care suntem în această emisiune, oameni care ne-am plimbat în străinătate. Rezolvarea transportului auto într-o capitală pleacă de la rezolvarea transportului în comun. Nu își va lăsa nimeni mașina acasă. Bucureștiul este totuși un oraș cu 4 milioane de oameni peste zi, cu studenți, cu navetiși și așa mai departe. Nu își va lăsa nimeni mașina acasă dacă nu va avea un transport public corespunzător. Iar doamna Firea a făcut pași importanți în acest lucru, cu separatoarele de la liniile de tramvai, cu autobuzele care au voie să circule pe liniile de tramvai și așa mai departe. Este un pas pe care, împreună cu fluidizarea traficului, vor avea ca și consecință o circulație în București așa cum ne dorim. Mi-aș dori să-mi las mașina acasă și să merg cu transport în comun care mă duce mai repede decât mă duce mașina pe mine. Și atunci lucrurile vor fi rezolvate. Pe partea cealaltă, s-au făcut cele mai multe investiții. Domnul Neguiță spune că există un buget foarte mare la nivelul primăriei capitalei și el nu se cheltuie așa cum ar trebui. Știe și domnul Neguiță foarte bine, cum știe toată lumea, jumate din bugetul ăla se duce pe subvenții. Restul se duce pe școli, pe spitale, pe programe sociale și așa mai departe. Nu este nimic ascuns în ceea ce se întâmplă cu banii, cu banii capitalei. După care sunt lucrările de infrastructură. Domnul Neguiță a spus de 2 pasaje jumate în 30 de ani. Sunt totuși supralărgirea fabricii de glucoză între Petrican și Parcul Păcărescu, pasajul de la Piața Sudului, pasajul Nicolae Grigorescu, străpungerea de la Ciurel, se lucrează la lărgirea de la Ghencea. Sunt proiecte care nu s-au făcut niciodată. De asta nu înțeleg de ce. Asta e problema, că nu s-au făcut niciodată. Firea. În momentul, o să aveți ocazia să spuneți după aceea în completare la ceea ce zic eu sau contra ceea ce zic eu. Dar în momentul în care vă poziționați pe o linie de atac față de primarul general, în contextul în care dumneavoastră aveți ca prim scop mai binele locuitorilor din sectorul dumneavoastră, este o chestiune care lasă o umbră de îndoială acolo. Legat de poluare. Poluarea este pentru prima oară în istoria capitalei, când de 4 ani încoace, de când este primar Gabriela Firea, media admisă de poluare nu se depășește.
Și s-au făcut investiții în tramvaie, în trolebuze, în autobuze, Euro 6 și așa mai departe. Sunt lucruri pe care toată lumea le știe. Dacă dumneavoastră aveați o problemă cu Partidul Social Democrat, cum o spuneți că ați avut-o, și știm toți că au fost momente în care nu a fost foarte vesel în partid, atunci și dumneavoastră, și doamna Firea, și Marcel Ciolacu ați luat atitudine împotriva acelor momente. Natural era să fiți în continuare și să lucrați și să luptați pentru reformarea acestui partid, mai ales având aceste cuvinte apreciative față de Marcel Ciolacu din ultimele zile și care sunt și foarte adevărate. Este un om care încearcă să reformeze acest partid și îl va putea reforma și orice resursă este extrem de importantă în acest demers. Este, cum să spun, nu e ok, sigur, vom avea candidat la partidul, la sectorul 3 din partea Partidului Social Democrat și vom avea și noi, probabil, o analiză a ceea ce s-a desfășurat în sectorul 3. Dar până atunci, Partidul Social Democrat o susține cu toată tăria pe Gabriela Firea, este un primar care a performat, iar atitudinea pe care domnul Negoiță o are în acest moment nu poate fi o atitudine fundamentată pe realități. Sperăm la un moment dat să vedem ceea ce este în spatele a ceea ce dumneavoastră declară în acest moment. Vă rog, dacă vreți să-i răspundeți. Da. Ați văzut care e concluzia? Vom vedea ce se află în spatele a ce declar eu. De ce ceva sigur, cu siguranță ceva ocult. De altfel, nu, poate fi doar o discuție de campanie. Domnul Romașcanu, este normal ca PSD să aibă candidat în sectorul 3? Asta face parte dintr-o normalitate? Eu sunt pentru normalitate. Ca să analizați activitatea de la sectorul 3, domnul Romașcanu, să știți că este foarte simplu, atâta vreme cât noi avem o hotărâre de Consiliu, promovată de către mine și votată de Consiliu și le mulțumesc pentru asta, conform căreia orice factură, orice leuț care este plătit, fără ca factura și contractul să fie postat pe site, este plată nelegală. Minunat. Iar dumneavoastră o să vă fie foarte simplu să analizați activitatea din sectorul 3. Am o întrebare la dumneavoastră, domnul Romașcanu. Eu nu văd atacurile despre care vorbeați dumneavoastră. Considerați că este normal ca o primărie, indiferent care ea, nu vorbesc acum de una anume, este normal ca o primărie să cheltuiască banii publici, netransparent? Eu sunt convins că toate contractele care sunt și procedurile implică licitații sunt publice. Și pe ce se bazează? Pe ce se bazează convingerea dumneavoastră, domnule Romașcanu? Pe legislația în vigoare. Este natural ca orice contract să se aloce în urma unei licitații, iar acestea sunt publice. Dar revin la prima întrebare. Vă veți da demisia din funcția de primar până la următoarea alegere, alegând un alt drum politic? Nu, domnul Romașcanu, n-am să-mi dau demisia din calitatea de primar, pentru că acolo am fost ales de către cetățenii din sectorul 3, nu am fost ales de către PSD. Bun, suntem pe supe de pășire, mai avem doar câteva minute. Domnul Florin Pandele vrea să vă dea o replică. Bună seara, domnule Pandele. Bună seara, domnul Grădea. Bună, îl salut și pe Robert. Și bună pe seara, bună seara, Romașcanu. Gabi nu știe că am intervenit, sunt într-o altă cameră, sunt sigur că se va supăra. Am urmărit emisiunea, l-am urmărit pe Robert. Sunt câteva lucruri, câteva neadevăruri care m-au deranjat și vreau să le spun. 1. Nu Robert Sorin Negoiță a adus-o pe Gabi Firea în PSD. Este un adevăr ce a spus Robert astăzi. Al doilea lucru. Nu Robert Sorin Negoiță a pus-o pe Gabi Firea să candideze la Senatul României. 3. Robert Sorin Negoiță era președinte la Ilfov și președinte la București. Nu putea să dețină cele două funcții. Este adevărat că a fost de acord, dar nu, funcțiile nu se dau, nu e ca în monarhie. Gabi Firea, după ce a luat mandatul de senator în Ilfov, a ajuns președinte la Ilfov. Nu Robert Negoiță a pus-o pe Gabi Firea nici să candideze pentru primăria generală. Știu că își dorea foarte mult. Știu că Robert este foarte deranjat că Gabi Firea nu a acceptat ceea ce practic el a insistat extraordinar de mult ca Gabi Firea să candideze la Cotroceni.
Mi-aduc aminte cât de mult a insistat Robert și apreciez sprijinul lui de atunci. S-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Gabi, nu putea Gabi să candideze nici măcar independent și nici măcar nu-și dorea acest lucru. Și Robert știe foarte bine că nu-și dorea acest lucru. Îmi pare extraordinar de mult pentru că l-am auzit pe Robert spunând de foarte multe ori faptul că nu e transparență. Robert știe că sunt instituții ale statului, poate să meargă de la parchetul Tribunalului București la Departamentul Național Anticorupție și să facă sesizări dacă lui se pare că ceva este în neregulă în Primăria Capitalei. Îmi pare extraordinar de rău pentru că Robert nu spune aici adevărul. Primăria Capitalei, bugetul Primăriei Capitalei, reprezintă aproape 25% din PIB-ul României și se întoarce la Primăria Capitalei doar 0,6 primările de sector încasează taxe și impozite. Primăria Capitalei primește peste 90% din bugetul Ministerului de Finanțe. Și îmi pare extraordinar de rău faptul că Robert nu este corect și nu spune cât a pătimit primarul Gabriela Firea din momentul în care au fost câștigate alegerile parlamentare, iar domnul Dragnea, să-i dea Dumnezeu sănătate și libertate, a făcut tot ceea ce a stat în putință ca să-i decimeze bugetul și bugetul primăriei Capitale, sau luau bani din bugetul primăriei Capitale și se întâlneau pe ascuns atât Robert Sorin Negoiță, cât și o parte din primarii din sector și au primit bani din ceea ce i s-a luat lui Gabi Firea. Mai avem două minute. Îmi aduc aminte, mai avem doar două minute. Vă rog din suflet. Îmi aduc puțin, aminte. Eu vă rog din suflet, mai avem două minute. Concluzie, era congresul și Gabi Firea a sunat pe domnul Dragnea și a spus că nu are nevoie de nici o funcție. Nu vrea nicio funcție dacă nu Robert Negoiță nu va fi vicepreședinte la PSD. Și mai am câteva lucruri a spune. Îmi cer scuze că v-am întrerupt. Dacă aveți un răspuns? N-am auzit întrebarea. L-am întrebat pe domnul Negoiță dacă are un răspuns. Dacă nu aveți, mai spune domnul Pandele ce dorește, cum doriți. Da. Încă mai am o întrebare. Permiteți. Doar o secundă. Mai vreau să mai fac Hai, o întrebare și apoi dumneavoastră, vă rog. Exact. Asta e viața. Am înțeles. Nu este de vină Gabi Firea. Știu pentru că Robert ar fi dorit ca el, Gabi Firea, să facă pasul înapoi și el să candideze la Primăria Capitalei. Îmi pare foarte rău. Și Robert știe. I-am spus că îmi doresc ca Gabi să stea acasă lângă copiii cei mici, pentru că a pătimit atâtea. Nu Gabi Firea face acum spectacol și teatru ieftin la televizor. Îmi pare extraordinar să-i okay, spun. Ok, mulțumesc. Veți vedea, Robert va vedea ce se întâmplă în viitorul apropiat. Am înțeles. Întâmplarea face că Robert a apărut cu două săptămâni de zile înainte a să depune listele. Bun, vă rog. Dar nu vi s-a părut o amenințare chestia asta? La ce vă referiți? O să vadă Robert ce o să se întâmple cu el, Doamne, în viitorul apropiat. Haideți că e pe înregistrare. Deci, Doamne, ce consider eu că este foarte trist, chiar nu e o chestie personală. N-am o problemă personală cu nimeni. Cred că avem dreptul cu toții. Unde e amenințarea? E interpretarea domnului Negoiță. Eu nu vă ofer decât posibilitatea dumneavoastră și domnului Negoiță să vorbiți. Nu fac judecăți. Lăsați-i totuși să răspundă, vă rog. Vă rog. În ce scuze? Vă rog, domnul Negoiță. Deci să înțeleg că n-am ajutat-o cu nimic pe doamna Firea, ceea ce știe toți cei din zonă, că nu este deloc adevărat. Nu ai ajutat-o cu nimic. V-am ascultat. Întotdeauna. V-am ascultat cu decență. Aveți o minimă decență. Vă rog. Există conferința de presă când eu am mers cu doamna Firea la partid și am prezentat-o ca membru PSD, ocazie cu care mi-a mulțumit că am introdus-o în partid. Domnul există Firea, înregistrarea, se găsește. Întrebați-l pe Sorin Robert Negoiță cine l-a adus în PSD. Cine v-a adus în PSD? Florin Pandele.
A, deci dumneavoastră, domnul Pandela, s-a dus pe domnul Negoiță, domnul Negoiță s-a dus pe domnul Fina? Dar nu e o chestie... Domnule, eu sunt un om care trebuie să spunem adevărul, adevărat. Cum să... Eu, Robert, are foarte multe calități. Ascultați-mă. Așa, spuneți concluzie, vă rog. 30 secunde, vă rog. Te rog. 30 de secunde, vă rog, și concluzionați că suntem pe depășire deja. Deci, Robert este un băiat care are calități foarte bune, foarte multe. În schimb, ce se întâmplă cu el în ultima vreme este ceva foarte suspect. De ce Robert Negoiță a apărut cu aceste declarații cu 2 săptămâni de zile înainte a se pune listele? Ok, mulțumesc, mulțumesc. Chiar finalul, vă rog. Domnule, am avut... Stați-mă puțin că sper că nu... Așa, sper să revină curentul. Am avut o relație de prietenie atât cu Florin cât și cu Gabi. Eu nu o să vă spun ce am discutat cu Florin și el știe bine care este părerea mea și pe care mi-o împărtășește referitor la anumite chestiuni pe care eu le-am spus în această seară aici. Dar, revin, transformăm această discuție într-un... O ducem într-o zonă foarte ieftină. Nu asta avem nevoie în această perioadă. Avem nevoie să discutăm de proiecte, avem nevoie să discutăm despre realizări. Nu despre cine, pe cine, cine cu cine, de cu... Nu cu metrii. Nu chestiuni din astea de telenovele. Domnilor, îmi pare rău. Dacă vreți, vă invit, dacă vreți, vă invit pe amândoi. Nu, n-am participat. Bun, mulțumesc. N-am știut că... Robert, nu am pomenit de cumetrii. În schimb, s-au spus foarte multe neadevăruri. Bun, e în regulă. Deci, v-am dat posibilitatea să vorbiți. Deja sunt pe depășire de câteva minute. Cine l-ascultă? Domnul Pandele, trebuie să ne oprim. Mulțumesc.